Bună ziua! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Dacă ar fi să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, care ar fi acelea? În primul rând, în acest moment sunt lector la Facultatea de Științe Politice, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Dar înainte de a mă angaja aici, am avut o carieră transnațională. Am lucrat în țări precum Marea Britanie, Franța, Elveția și am avut oportunitatea de a studia mai multe țări din Europa de Est, dar și mai multe țări din America Latină. Și de asemenea sunt o cercetătoare interdisciplinară la intersecția dintre sociologie politică, drept internațional și istorie globală. Și cred că această interdisciplinaritate, precum și experiența acumulată în diverse spații academice, mă definesc. Din toate aceste experiențe și din tot parcursul dumneavoastră profesional, aș vrea să ne axăm puțin pe cariera didactică universitară. De ce ați optat să veniți în România și să fiți cadru didactic într-o universitate de aici? În primul rând, aș vrea să spun că interesul meu major este în cercetare. Deși îmi place foarte mult să lucrez cu studenții și sunt foarte bucuroasă să fac lucruri creative cu ei. Practic, m-am hotărât să mă întorc în România din motive personale și am avut oportunitatea de a găsi susținere la SNSPA. Și, practic, în momentul de față, în afară de cursuri pe care le predau, derulez două proiecte de cercetare. Unul UEFIS-CDI, care este pe contribuția statelor socialiste la dreptul internațional în perioada Războiului Rece, și un al doilea proiect, care este European Research Grant Consolidator, care este pe mobilizări transnaționale pentru responsabilizarea companiilor multinaționale implicate în crime de masă, în situații dictatoriale sau de conflict. Întoarcerea în România a însemnat pe departe oportunitatea de a, nu știu, de a mă insera într-un cadru academic care la SNSPA, din punctul meu de vedere, este progresist și de asemenea este foarte bine pregătit pentru suportul administrativ. Am primit de la ei un suport administrativ foarte important și din acest punct de vedere sunt bucuroasă că am avut posibilitatea să colaborez și am posibilitatea să colaborez atât cu colegi de care mă leagă viziuni, să spunem, politice, dar și cu un aparat administrativ care este mult, mult mai debirocratizat decât ce înseamnă România. În același timp există și dificultăți la întoarcerea în România și aici am să numesc câteva. În primul rând, noi nu suntem încă pregătiți sau nu avem o definiție foarte clară a ceea ce înseamnă internaționalizare. Avem o legislație a muncii stufoasă și chiar dacă, de exemplu, Institutul Horia Hulbei a făcut numeroase eforturi și practic s-a debirocratizat posibilitatea de a angaja străini, încă suntem foarte departe. Un exemplu pe care l-am, numai recunoașterea diplomelor de doctor. În nicio țară în care am fost nu mi s-a cerut recunoașterea diplomei de doctor. România a fost singura țară în care a trebuit să-mi recunosc diploma din Franța și practic există o regulă la nivel măcar european, da? Atâta vreme cât am această diplomă, nu știu de ce ar trebui să mai trec prin procesul de recunoaștere a diplomei. Apoi, referitor la recrutarea cetățenilor străini, da? Cercetătorilor străini, în mod normal, internaționalizarea înseamnă o astfel de prioritate, dar și aici avem un legislație care iarăși este stufoasă. Un exemplu este faptul că o universitate trebuie să primească de la Ministerul Educației o aprobare generală pentru primirea cercetătorilor străini, dar apoi trebuie să mai ducă și cu fiecare cercetător străin în parte și să fie aprobată și această venire individuală. Și cumva, din punctul ăsta de vedere, cred că e o problemă cu modul în care noi înțelegem internaționalizarea și devine greu practic
să avem acest tip de internaționalizare. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun referitor la internaționalizare este faptul că, de exemplu, România are foarte puține proiecte ERC, da, obținute, dar acest lucru nu vine din cauza faptului că noi nu avem cercetători care să fie foarte buni. Da? Avem cercetători care să fie foarte buni. În Marea Britanie, de exemplu, se făceau traininguri sistematice, da? Atât aparatul administrativ cât și cercetătorii lucrau împreună. Oamenii cumva erau pregătiți la ce se așteaptă de la astfel de proiecte și cred că un pas care ar trebui făcut, ar trebui făcute mai multe astfel de traininguri, iar cercetătorii să fie mult mai încurajați și să aibă și un suport administrativ pentru aceste aplicații. Recent a fost înființat în cadrul FISCDI o unitate NCP care are exact această menire de a veni în sprijinul cercetătorilor atât pentru a aplica în cadrul competițiilor cât și a-i sprijini pe perioada implementării. Da, numai că eu cred că asta ar trebui făcut cumva, adică este foarte bine că e făcut la nivelul FISCDI, dar cumva cred că ar trebui să existe o cultură instituțională a universităților, adică și descentralizată. Dar asta este ceva ce se poate îmbunătăți, adică nu spun, totuși anul acesta noi am avut 3 ERC-uri în România, ceea ce este o premieră, nu două în... științe umaniste și unul științe sociale. Adică totuși a crescut nivelul. Un progres. Da, este. Ați vorbit de pasiunea dumneavoastră pentru cercetare și legat și de partea de internaționalizare. Așa cum ați punctat, derulați un grant ERC. Ce înseamnă să derulezi un astfel de proiect și care este impactul proiectului pe termen mediu și lung? Mulțumesc frumos pentru întrebare. În primul rând vreau să spun că acest proiect este la început. Da? El abia este în curs de implementare, a început abia în luna noiembrie și în acest moment sunt în proces de recrutare. Și acum o să văd, deci un proiect ERC înseamnă un director de proiect alături de o echipă pe care o recrutează și alături de care au o libertate foarte mare de a conduce cercetare independentă, au și o flexibilitate financiară aceste proiecte, sunt niște sume care sunt foarte mari și atunci aceste proiecte îți dau posibilitatea de a face proiecte mari, dar evident asta vine alături de o mare responsabilitate și cumva pentru mine, acum fiind la început, pot să spun că mi-e puțin frică de acest proiect, dar pe care îl iubesc și știu că se va derula. Impactul lui pe termen mediu și lung. În primul rând, aceste granturi ERC sunt pentru cercetare fundamentală. Da? Eu ceea ce încerc să îmi dau seama din acest proiect este modul în care, practic, atât din punct de vedere legal, dar și din punct de vedere social, companiile multinaționale, da, care au o putere foarte mare acum, nu doar la nivel economic, ci și în relațiile internaționale, da, cum pot să fie disciplinate astfel încât să nu mai fie implicate în crime de masă. Și din acest punct de vedere, analizăm în acest proiect, vom analiza în acest proiect, strategii de mobilizare la nivel global. Este un proiect care are legătură cu 5 continente. Și vrem să ne uităm la viziunile care există și la soluțiile care există, da, pe termen mediu și lung pentru această responsabilizare. De exemplu, în momentul de față, companiile multinaționale ca entități private, ele nu sunt subiectul unui tratat care practic să le oblige să respecte anumite norme. Da? Asta este un tratat care abia acum se creează la ONU și e o întreagă dezbatere. Practic, noi ceea ce dorim să facem este să analizăm aceste strategii, în același timp, ca o latură practică, să spunem, punem în dialog ONG-uri care lucrează pe acest domeniu din cele 5 continente și organizăm seminarii astfel încât să și ajutăm și să colaborăm cu aceste ONG-uri în vederea ameliorării situației actuale. Doar să dau un exemplu, ca să înțelegeți cumva despre ce este vorba.
De exemplu, în timpul conflictului columbian, da, marea companie Chiquita Brands, da, de banane, practic ei au finanțat acolo atât paramilitar de dreapta cât și gherile de stânga și, de exemplu, finanțau paramilitar de dreapta pentru a obliga fermierii să-și vândă pământurile pentru foarte puțin bani, ca ei să poată să avanseze cu aceste culturi. Da? Ideea este că în momentul de față, Chiquita Brenzin a avut un proces de reconfigurare pentru că a finanțat aceste organizații care erau pe lista teroristă a Statelor Unite, dar fermierii care au fost deposedați de pământ nu au primit niciun fel de compensație. Iar până la urmă, de fapt, Chiquita Brands s-a reorganizat și poate, eventual, data viitoare să facă același lucru, doar să fie atentă la finanțarea terorismului. Cam asta ar fi, să spunem, dar există o multitudine, este o practică generalizată. Shell cu complicitate în represiune de activiști de drepturile omului și de mediu în Nigeria. Numeroase companii multinaționale din Europa și din America care au contribuit la munca la sclavie, la muncă forțată în timpul regimului de apartheid. Colaborarea unor companii precum Total și Unocal cu dictatura din Myanmar și folosirea muncii forțate. Și practic cam asta este tema majoră. Un proiect complex cu foarte multe implicații la nivel internațional. Așa cum a spus fiind la început, o să ne mai întâlnim să discutăm pe marginea proiectului și a rezultatelor parțiale și finale la momentul oportun. Până atunci aș vrea să vă întreb, evident, derularea proiectului pe care tocmai l-ați enunțat. Se numără între planurile dumneavoastră de viitor, dar alături de acestea mai aveți și alte planuri? Deocamdată aș vrea, în primul rând, să finalizez cele două proiecte pe care le coordonez, da? Cel care este finanțare națională și acest proiect ERC. De fapt, deja este foarte mult. Așa, m-am angrenat, îmi asum această responsabilitate, dar proiectul românesc pe drept internațional socialist durează încă 2 ani și jumătate, iar proiectul ERC durează 5 ani. Prin urmare, deocamdată vreau să termin aceste proiecte și mă voi gândi pe mai departe despre ce este vorba. Cel puțin în următorii 5 ani aveți planurile foarte clar stabilite. Da. Cumva impuse de contextul celor două proiecte și nu numai. Da. Da, și aș avea planuri, dar asta trebuie discutat în sensul în care, de exemplu, aș vrea să particip la o internaționalizare mai mare a cercetării din România. Dar asta, de fapt, vine și cu un efort, să spunem, concertat pentru o relaxare a birocrației pe care ne confruntăm. De asemenea, sunt anumite probleme, de exemplu, cu fondurile naționale. Fondurile naționale nu vin niciodată la timp. Nu există nicio competiție, de exemplu, națională, da, care să își respecte deadline-urile. Întotdeauna deadline-urile se împing. De asemenea, referitor la buget, practic, de fapt, modul în care, nu știu, Ministerul Cercetării sau Ministerul Finanțelor vede poate să cercetare, noi primim banii undeva în martie, în aprilie, practic, cumva, toate lucrurile astea ar trebui, de fapt, ameliorate într-un fel. Adică, pe lângă partea de implementare a proiectelor, vreți să vă aduceți contribuția și în partea de dezvoltare politici și de, cumva, în zona aceasta de contribuție pentru dezvoltarea unui cadru. Da, aș dori să mă implic mai mult. De asemenea, vreau să precizez că eu practic m-am întors în România abia în această toamnă. Adică cunosc spațiul românesc, dar încă sunt într-un proces de inserție instituțională. Am înțeles. Pentru că timpul este limitat,
Aș vrea să încheiem cu o întrebare care vizează tinerele aflate la început. Dacă ar fi să vă întrebe o studentă, care ar fi pașii de urmat într-o carieră similară cu cea pe care o aveți dumneavoastră, ce sfat i-ați da? În primul rând, să gândească critic și contestatar de fiecare dată când sistematic. Doi, să ignore, de fapt nu să ignore, să lupte împotriva multor stereotipii care încă există, în ideea în care femeile nu pot să facă știință, da? În ideea în care încă există, totuși, și în România, dar chiar și în Europa, în alte părți, există totuși o inegalitate de gen în ascensiunea femeilor pe, să spunem, poziții superioare. Dar, de exemplu, în 2018, în România, din 47 de universități, avea doar 4 femei rector și doar 30% erau decani. Și de asemenea, de fapt, să se implice într-un mod critic în ceea ce înseamnă o cultură instituțională care trebuie ameliorată. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l spun este că pentru oricine, din punctul meu de vedere, pentru oricine care vrea să facă cercetare, este foarte important să ai nu doar experiența unui spațiu academic, ci experiența mai multor spații academice, fie și prin burse de 3 luni, de 6 luni, pentru că această transnaționalizare dă perspective multiple asupra sistemelor de educație, dar și asupra abordărilor în cercetare. Mulțumesc mult și sper să ne reîntâlnim cu ocazii și campanii, evenimente care să contribuie cât mai mult la tot ce înseamnă partea de comunicare a științei și oameni implicați în ecosistemul de cercetare și inovare. Și eu vă mulțumesc frumos și rămânem în contact. Sigur, mulțumesc mult!